venit la 11-a ediție a expoziției Orașul Artiștilor, inițiat în 2007, nu? Dedicată zilelor orașului. Sunt pe simeze 17 artiști, 16 din zona Piatra Neamț, unul din Roman, care au și-au adus contribuția la realizarea acestei, zic eu, frumoase expoziții. Înainte de a da cuvântul domnului primar și domnului critic de artă Lucian Stroichi, vreau să fac o paranteză, să spun că începând cu această expoziție, după cum se vede, galeria s-a reorganizat în sensul că nu mai avem acel magazin de culori, iar gestionarea spațiului se va face de către complexul muzeal județean Neamț, care este de fapt și proprietarul acestui spațiu. Deci, de acum înainte, vrând nevrând, relațiile noastre se vor strânge, bineînțeles, se vor pune pe baze mai, na, mai serioase, mai, nu știu, mai solide. Poate că o să mă ajute reprezentantul muzeului în comisia pe care o avem la nivel instituțional, așa, domnul Dumitru Bostan. Deocamdată lucrurile sunt în desfășurare, eu sper să meargă din ce în ce mai bine această colaborare. N-aș spune că ne despărțim de domnul Burlacu, el oricum a fost un colaborator mai mult sau mai puțin interesat sau dezinteresat al nostru. În ultimul timp a făcut voluntariat, drept pentru care vă rog să mă ajutați să-mi aduceți această diplomă pe care vă și înmânez cu această ocazie. Trebuie să o citesc. Este vorba de testimonium laboris, dovadă muncii. Se acordă domnului Gheorghe Burlacu, după cum știți, de 8 ani cu colaborator plin al nostru, dar și înainte o ajuta pe doamna soția dumnealui, cât timp a fost salariată aici și cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor că ne-a ajutat foarte mult în ceea ce am făcut, o ținut legătura între noi și a fost stâlpul acestei galerii. Domnul Burlacu, sunteți binevenit oricând și vă rog să participați la vernisaje și să împărtășiți din experiența dumneavoastră celor care vor supraveghea această sală. Din punctul meu de vedere organizatoric, așa, spun doar mulțumiri primăriei și Consiliului Local și primăriei Piatra Neamț pentru sprijinul acordat în realizarea acestui proiect. Despre importanța semnificației a zilelor orașului vă spune câteva cuvinte domnul primar și în continuare despre expoziție ne va vorbi domnul critic de artă Lucian Stroichi. Vă rog.
Ștefan Potop. Eu vin cu mare plăcere aici și chiar mă gândeam așa pe drum în mașină despre faptul că uneori când stai prea mult în preajma unor oameni, poate să apară un sentiment de plictiseală sau, eu știu, altceva de genul acesta, dar am constatat că atunci când stau în preajma artiștilor din Piatra Neamț, sentimentul pe care îl simt este exact invers. Cu cât stai mai mult lângă acești oameni, cu cât stai mai mult în preajma lor, crește simpatia față de ei, pentru că eu chiar îi consider niște oameni extraordinari, niște oameni care, prin talentul pe care îl au pus în practică, ajută comunitatea să fie cunoscută și chiar să se dezvolte. Zilele orașului Piatra Neamț și acest vernisaj al unei expoziții realizată cu această ocazie e un eveniment poate cel mai important al oricărei comunități. După cum probabil bine știți cu toții, în fiecare an este legat de un eveniment, o sărbătoare religioasă importantă și vorbim despre nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, numită și Sfânt Zienele, care are loc pe 24 iunie în fiecare an și în preajma acestei sărbători, Primăria Piatra Neamț sărbătorește orașul așa cum a făcut-o și în acest an, pe parcursul a 4 zile. Practic, ieri a fost deschiderea oficială și o serie de manifestări și astăzi este vernisajul acestei expoziții, urmând o serie de activități din diverse domenii cultural-artistice, sportive și chiar religioase. Evident că vă invit pe toți să participați la aceste manifestări, dar consider că o expoziție intitulată chiar Artiștii Orașului, încadrată într-un astfel de eveniment, dă valoare zilelor orașului, e o pată de culoare într-o manifestare în care cu toții simțim mândria de a fi pietreni, bucuria pentru orașul nostru și în care urăm cu toții la mulți ani orașului nostru drag. Despre artiștii plastici din Piatra Neamț, eu aș spune numai cuvinte de laudă și e un lucru pe care trebuie să-l spun. Săptămâna trecută am participat la zilele Victor Brauner, organizate la sinagoga de aici din Piatra Neamț și stând acolo în sală, urmărind evenimentul, l-am zărit pe domnul Ștefan Potop, așa undeva în fața mea era, și mă uitam la dumnealui și mă gândeam ce bine seamănă cu un autoportret pe care îl am într-un catalog pe care l-am primit chiar de la dumnealui. Asta a fost senzația mea de atunci, imaginea mea de atunci, autoportret, evident realizat chiar de către pictorul Ștefan Potop, ceea ce zic eu că spune totul despre artistul Ștefan Potop. Indiferent de schimbările de ordin administrativ, să zicem, care au fost anunțate aici și care nici nu sunt majore, eu sunt convins că acest spațiu va rămâne mai departe dedicat artiștilor plastici din Piatra Neamț. Sunt convins că se vor mai face foarte multe expoziții importante aici și lansez o invitație către Uniunea Artiștilor Plastici de a depune proiecte la primărie pentru finanțarea diverselor acțiuni. Să știți că veți avea sprijin, să știți că atât eu cât și colegii mei din Consiliul Local am înțeles că artiștii plastici trebuie sprijiniți, trebuie ajutați să-și pună în valoare talentul deosebit pe care îl au. Felicitări pentru organizarea acestei expoziții și mult succes expoziției! Mulțumim, domnule primar!
destinit. Da. Mă gândeam când domnul primar avea cuvintele de laudă la adresa artiștilor și pe bună dreptate, cât de mult poate conta cultura, arta în viața unui oraș. Și aș alege ca exemplu Florența. Sigur, a existat un Lorenzo Magnifico. A existat o administrație foarte puternică, niște banchieri și așa mai departe. Dar să ne gândim că astăzi Florența rămâne unul din cele mai frumoase orașe ale lumii și datorită artiștilor, sau în primul rând datorită artiștilor. Dacă ne referim la artiștii care expun astăzi, pentru că nu expun nici măcar jumătate din câți membrii titulari ai Uniunii Artiștilor Plastice există, trebuie spus că această expoziție este foarte unitară și că multe dintre aceste lucrări și altele, desigur, ar putea reprezenta cu cinste municipiul Piatra Neamț la oricare întrecere, în ghilimele, culturală, desfășurată oriunde în țară și chiar în lume. Și când spun acest lucru, mă gândesc la un volum deja evocat, Chipuri din Piatra Neamț, unde, iată, foarte mulți pietreni, mai puțin nepietreni, vreo 2-3, dar oricum tăzlăoani și sunt prezenți. Ceea ce e foarte bine, lor li se adaugă astăzi încă câțiva. Iată un reporter de televiziune, cameraman, un om al imaginii și al cuvântului, e prezent și el și se simțea onorat. Și chiar seamănă, ca să glumim puțin, cu el. Așa, sper să nu tragă prea multe cadre în zona respectivă. După cum Florentina a pozat la un moment dat și cred că s-a realizat un anti-selfie foarte, foarte, foarte interesant. E prezent și un bancher, mi-aș spune om de afaceri, chiar de pe timpul Bancorexului, domnul Vlad, și bineînțeles, ca întotdeauna, să nu uităm că Ținutul Neamțului, un ținut al spiritualității, de aici a iradiat, după cum spunea prefericitul Daniel, religia și religiozitatea pentru întreaga zonă a Moldovei. Deci, iată 5 portrete, se adaugă altor 10 de portrete și mă gândesc la un gând bun pe care îl avea cândva primăria, și anume că aceste portrete și ale altora, să nu evităm nici pe oamenii politici, au păcatele lor, dar au și calități incontestabile, să fie prezenți poate în sala de consiliu. În felul acesta, când se votează ceva, ne mai aducem aminte că există și ingineri, și doctori, și avocați, și oameni politici, și scriitori, și pictori, și așa mai departe, pentru că nu e așa, orașul este un conglomerat de specializări, de suflete, de spirite și tot ce vreți dumneavoastră. Acum, referindu-mă strict la această expoziție, aș spune că e una, într-adevăr, extrem de unitară. Nici nu știu de unde să încep, poate ca să mă pun și eu bine, deși n-am niciun câștig din afacerea asta cu Luțu Bostan și cu administrația, iată două lucrări în linia lui deja consacrată, pentru că pe lângă talent, pe lângă mână, mai trebuie să ai și inimă și cap. Și Luțu a înțeles foarte bine că atunci când vrei să prezinți, fie sub forma unei panorame, fie sub forma unei ilustrații în ghilimele de mare efect, mergi pe efectul de sepie și el realizează de ani de zile lucrări tinzând spre monocromie, marcă
sigură înregistrată de, de ieri. Trecând, evident, și prin alte perioade, nu le amintim acum. Deci cele două lucrări din stânga. În ceea ce o privește pe Mariana Papară, ea poate fi un foarte bun ambasador cultural, pentru că leagă Italia, Torino, de Piatra Neamț. A făcut-o printr-o aripă, aș spune, imaginară. E prezentă cu anul acesta, dacă memoria nu mă înșeală, cu două expoziții, între care una materie, ultima, materia convulsivă, dar și cea referitoare la acel ce numeam noi Giugiu din Torino. Deci, sindonicul. Exact. Sindonicul, dar iarăși îi punem în dificultate pe greci, ca să nu zicem pe italieni. Dar două expoziții apreciate, considerate de nivel european și nu consider că s-a comis o exagerare. N-aș vrea să greșesc, dar o vrăbiuță mi-a șoptit că cel mai recent cetățean de onoare al urbei este Emil Nicolae, pe care l-am văzut pe aici, să-l felicităm. Printre penultimii era chiar Dumitru Bezen, deci iată că și din acest punct de vedere municipalitatea are grijă de oamenii ei, pentru că până la urmă un cetățean de onoare onorează orașul și în același timp putem spune că și orașul e onorat de prezența unui cetățean de onoare. Deci o realitate duală. Și chiar îmi permit să-l felicit pe domnul primar pentru, și bineînțeles între Consiliu, că nu e vorba doar de o inițiativă individuală, foarte bine că sunt avuți în vedere și asemenea oameni. Ar trebui să vorbim acum despre, am să iau într-o oarecare ordine, deci Gheorghe Cuciureanu, care e prezent cu două lucrări în colțul din stânga. Un foarte bun artist, curios, sculptor de o foarte, foarte bună calitate, dar și pictor de șevalet și grafician, este Lucian Tudorache, nu-l văd aici, dar are trei lucrări în apropierea Violetei Moș. Lângă Mariana Papară, trei lucrări ale lui Grigore Agache, laureatul de anul trecut, al votat de colegii săi ca fiind pictorul anului, iar o lucrare interesantă, cel puțin acel deget mi-aduce aminte de o sugestie, dacă vreți, italiană, e vorba de pictorul și graficianul George Romila. Ducându-ne spre, dacă vreți, timpurile mitice și biblice, Mircea Răzvan Ciacâru, cu o lucrare interesantă, încărcată de simbolism, dacă vreți chiar explicit, sunt prezente atât simbolul masculin și feminin, gimnos și andros, dar și acele mâini care par a fi o funie spre cer în momentul în care, să zicem, Arca lui Noe întâlnește muntele Ararat și, bineînțeles, apare și vestitorul păcii sau al pământului, care poate fi porumbelul, măcar într-o tradiție. În dreptul meu, două lucrări de pictorul și teoreticianul Romanescu, Dus Romanescu, deci două lucrări. El nu rămâne prizonierul, ci are ca punct de plecare un anume tip de a vedea realitatea, puțin cubistă, dar rezolvările sunt extrem de interesante, cum se vede în lucrările de față.
trei lucrări de Dumitru Bezem. Ca întotdeauna apare o figură de preot. De data asta nu cred că e un autoportret deghizat, cum încercase altă dată. O biserică, după rotunjim, pare a fi Văratecul și clasica fântână, cea care leagă, dacă vreți, lumea subteranului cu lumea, să zicem, la nivelul zero. Două lucrări și de Mihai Agape, care, cel puțin în această expoziție, este decanul de vârstă. Îl căutam, era lângă lucrări și le apăra. Apare ca noutate o schimbare a cromaticii. El mergea prin anumite culori. De data asta, portretul feminin este mult mai învelit, mult mai enigmatic, dar rămâne ca subiect același. În fine, în colț, Lucian Gogu Craiu cu două lucrări. Dacă nu mă înșel, data trecută, în grabă, sau mă rog, mi-a grisat privirea, am atribuit două lucrări ale sale altcuiva, îi cer acum scuze, rămâne inconfundabil. Iată un mai tânăr artist care poate să vină cu surprize foarte bune în anii care vin. Își păzește și el lucrarea puțin îngândurat, așa, și nu reușește altceva decât să acopere o lucrare extrem de interesantă, de echilibrată, a Corinei Dănilă. Mărturisesc că nu știu cum arată fizic, dar ca artistă deja o văd, e foarte echilibrată, foarte bine. Și doamna Păduraru, care reprezintă Romanul de data asta, având o galerie foarte frumoasă, Roman Art, și vă doresc tuturor pictorilor să expuneți într-o asemenea galerie. În fine, două lucrări care îmi plac și mă miră faptul că artistul nu e prezent aici, e vorba de Radu Macavei. Două lucrări care pot să ne împingă chiar spre vitralii, spre o tehnică a vitralilor. Cromatica îl ajută, există foarte multă lumină în aceste lucrări. Da, și bineînțeles, ultimul artist, dar nu cel din urmă, Oana Gavriliu, care a năpârlit frumos în ultimul timp, a plecat, a avut curajul să-și lase o meserie probabil bănoasă, cea de designer vestimentar, de textilist, cu alte cuvinte, și a optat pentru arta plastică. Sunt câteva propuneri interesante. Asta ca să facem o mică panoramare a ceea ce avem. Dar aș vrea să închei puțin surprinzător pentru mulți dintre dumneavoastră. În urmă cu vreo două ore eram la Cetatea Doamnei, la librărie, și Arcadie Răileanu își exprima părerea de rău că nu poate să rămână, trebuia să plece la Chișinău, dar mi-a arătat câteva lucrări despre Piatra Neamț, una singură era cu Cetatea Neamțului, foarte, foarte frumoase, și pe care urma să le transforme în cărți poștale. Și cred că e o sugestie și pentru primărie, nu neapărat să se ocupe primarul sau ceva, dar se pot obține bani frumoși, și vă spun că vin din Grecia, și dacă grecii nu știu să facă comerț, adică nu știu cine, cu asemenea lucruri. Foarte frumoase, erau acoarele, reprezentând clădirile semnificative, și cred că cu un impuls financiar, dar care se poate resorbi ulterior, se pot face lucruri foarte frumoase. La fel și albume, și știu că primăria a sprijinit câteva
lucrări dintre cele mai interesante, cum era și acele chipuri din Piatra Neamț, sau cu ani în urmă lucrarea Iuliei Hălăucescu, sau despre Iulia Hălăucescu și așa mai departe. Cam, da, eu cred că am vorbit de, cred că am vorbit în particular de Zaharescu. Eu cred că două lucrări foarte, foarte interesante, chiar foarte, foarte interesante, total neobișnuite, în afară de o anumită, dacă vreți, un anumit simț al geologicului pe care el îl are. Radu e, în primul rând, un sculptor foarte bun, are vreo 6 lucrări în municipiul Roman, lui aparține și acel Mihail Sadoveanul de la Hanul Ancuței și așa mai departe, dar și un foarte bun pictor. Chiar îl așteptăm și cu o personală la Piatra Neamț, pentru că merită un artist adevărat. Am uitat pe cineva, să sperăm că nu. Da. Câteodată e bun să ai și câte un bilețel, pentru că suntem de zilele orașului, ar veni doar cu două completări. Domnul primar rostește un adevăr care pare surprinzător la prima vedere. Cum să unești o sărbătoare păgână, ceas în zienelor, a drăgaicelor și așa mai departe, cu un sfânt, care este Sfântul Ioan, Sfântul Ioan de Vară. Ei bine, oricât ar părea de ciudat, Mircea Eliade conciliază aceste lucruri și citiți studiile lui și veți vedea că, într-adevăr, cele două se leagă foarte bine. Inclusiv cu Janus Celi, există evident și un Sfântul Ioan de iarnă. Foarte bine că primăria a ales ca zi sau ca zilele orașului să aibă loc vara, pentru că iarna nu știe ce și cum. Și poate ar trebui să se întoarcă și la niște lucruri, nu vorbesc cu nostalgie, dar ele sunt, adică între steagul României și steagul Uniunii Europene, am văzut că sunt, să fie și steagul acela al municipiului alb și... Pentru că e frumos și puține municipii au steagul lor așa cum de altfel cere și legea administrației publice locale. Acestea fiind spuse, să vă mulțumesc că ați uitat Brazilia, ați uitat Costa Rica, pe care o caută foarte mulți în ziua de astăzi și ați venit la întâlnirea cu Arta, pentru că până la urmă, alături de cuvânt incontestabil puternic, imaginea trebuie să ne salveze de fiecare dată și poate că cele două meta-realități alcătuiesc mult din substanța noastră sensibilă. Vă mulțumesc!